Discutăm în continuare despre scandalul politic din PNL, pentru că lucrurile au luat o întorsătură destul de ciudată în ultimele zile. După demiterea ministrului de finanțe, Alexandru Nazare, domnul Klaus Iohannis spune că a fost cu acceptul partidului, pe de altă parte Ludovic Orban, de finanțe, timp de 45 de zile. Acolo, de acolo poate face tot felul de rectificări sau o rectificare bugetară și alocări în teritoriu, astfel încât să-i convingă pe cei care încă nu s-au hotărât dacă să-l voteze la Congres sau nu. Haideți să vedem reacția președintelui Klaus Iohannis în acest scandal și imediat o să intrăm în dialog cu doamna Alina Mungiu, PPD, politolog, pentru a afla culisele acestui scandal. Cred că este bine să vedem lucrurile într-o notă realistă. Guvernul are tot sprijinul partidului și are tot sprijinul coaliției din care a rezultat. Iar dacă premierul a considerat că este necesară schimbarea unui ministru, înseamnă că a făcut o evaluare și știe ce face. Premierul este cel care știe cum funcționează guvernul și până la urmă premierul este responsabil pentru buna funcționare a guvernului. Are tot dreptul să schimbe echipa când crede că lucrurile pot merge mai bine. După cum știți, v-ați mai întrebat legat de remaniere și v-am spus că în conformitate cu evaluarea mea ca președinte al Partidului Național Liberal, dar și cu activitatea miniștrilor, eu ca președinte sunt mulțumit de activitatea miniștrilor Partidului Național Liberal și îi susțin. Cu toate astea, premierul... Ce m-a deranjat cel mai mult este faptul că a fost invocat acordul meu. Nu a avut nici acordul meu, nici al forurilor statutare ale Partidului Național Liberal. De asemenea, știți foarte bine că la ședința coaliției este adevărat că am fost prezent împreună cu domnul președinte Barna, cu domnul președinte Cunor și cu ceilalți colegi din coaliție, dar domnul prim-ministru nu a fost prezent. Deci nu a avut acordul meu și nici al forurilor statutare. Scandalul interminabil din coaliție și spun că totul este bazat pe orgolii, simple orgolii. Haideți să vedem ce contre au existat între Ludovic Orban și domnul Florin Câțu. Și domnul Barna a intervenit în această dispută dintre cei de la PNL și spun că e o chestiune strict internă și că a fost anunțat în legătură cu demiterea ministrului de finanțe Alexandru Nazare, dar nu se amestecă cei de la USR, sunt probleme strict interne. O să discutăm despre această mișcare făcută de către Florin Câțu cu Ministerul de Finanțe, pentru că există foarte multe voci care spun că ministrul Nazare nu ar fi acceptat mai multe cereri din partea lui Florin Câțu, că nu ar fi discutat prea multe lucruri în afara ședințelor de guvern și că nu a existat practic o chimie cu Florin Câțu, cu premierul. Haideți să vedem toate aceste contre între cei doi lideri. Ludovic Orban a lăsat diplomația la o parte și l-a acuzat pe Florin Câțu fără drept de apel că încearcă să-și cumpere voturi în PNL cu ajutorul funcției pe care o deține la Palatul Victoria. Când urci muntele, îl urci la picior și trebuie suflu, nou sau vechi, dar trebuie suflu, tată. Trebuie să duci, trebuie să fii pregătit să urci pas cu pas până ajungi pe creste. Și mai ales trebuie să ai forța că atunci când ajungi pe creste să fii deschis către toată perspectiva și mai ales să nu uiți niciodată de ce ai urcat. Pentru mine, susținerea primarilor Partidului Național Liberal reprezintă o obligație, nici de cum un drept. Noi suntem obligați, ca și conducere națională, ca și guvern al Partidului Național Liberal, să susținem toate proiectele primarilor Partidului Național Liberal. Indiferent de momentul în care o facem și fără
să existe nicio condiționare în susținerea proiectelor primarilor Partidului Național Liberal. La rândul său, premierul Florin Câțu i-a sugerat liderului liberal Ludovic Orban să facă un pas înapoi măcar acum, pentru că nu și-a atins obiectivele, iar PNL este departe de a fi cel mai puternic partid politic din România. În politică, competiția ar trebui să aducă la cei mai buni oameni să conducă un partid politic. Acel om și acei oameni să-și asume niște obiective și dacă și le ating să meargă mai departe, iar dacă nu le ating, să aibă tăria să facă un pas în lateral sau în spate, se lasă pe alții care vin și pot să facă acest lucru. De fiecare dată când am intrat într-o competiție, am câștigat-o. Pe 25 septembrie, votați bine și vom guverna România cel puțin 8 ani de zile. Vă mulțumesc! Da, o să discutăm în continuare cu domnul Daniel Fenechiu, senator PNL, despre scandalul acesta intern din partid. Bună seara, domnule Fenechiu! Bună! Ce să înțeleagă oamenii când se uită la televizor și văd toate aceste contre dintre cele două tabere din PNL? Da, întrebarea dumneavoastră este foarte bună. Realitatea este că în momentul în care este o competiție acerbă, uneori, și în cazul ăsta suntem în această situație, se mai depășește acea linie roșie. Cred că temperatura competiției, cred că dorința de a câștiga, cred că anumite ambiții care există în politică generează o situație care, din păcate, nu face foarte mult bine Partidul Național Liberal, dar care, din fericire, e o situație care se va termina repede, pentru că în câteva zile se vor termina alegerile județene și se vor prefigura niște situații care vor permite să tragă niște concluzii și cred că rațiunea va reveni la ea acasă. Adică după ce se termină aceste alegeri interne, vor înceta și aceste atacuri între cele două tabere sau se vor acutiza în condițiile în care, iată, domnul Câțu va fi ministru de finanțe interimar și de acolo are acces la foarte mulți bani, pentru a-i convinge, dacă vreți, pe liderii din teritoriu care încă mai stau în dubii pe cine să voteze la Congres și atunci s-ar putea să apară tot felul de reacții din tabăra cealaltă. Există un specific al alegerilor și specificul alegerilor este acela că delegațiile care vin la Congres și respectiv la Consiliul Național care alege biroul executiv, sunt stabilite de birourile politice județene. În momentul când se vor termina alegerile în cele 41 de filiale județene, în filiala diaspora și în filialele de sector, se vor ști cu exactitate care sunt, să zic așa, susținerile celor două tabere. Și se va putea face cât se poate de clar un clasament, o situație. Câte județe sunt cu Florin Câțu, câte județe sunt cu Ludovic Orban. Cum delegații sunt numiți de birourile politice județene, este cât se poate de evident că acolo unde biroul politic județean a fost câștigat de susținătorii uneia din candidați și acolo grosul delegațiilor la Congres și la Consiliul Național vor fi susținători ai acelui candidat. Deci asta înseamnă că cel târziu pe 10 august, când se vor termina alegerile la nivel de filiale, se va ști cu o mare doză de claritate care este situația reală în partid și eu cred că ăla va fi momentul în care rațiunea va reveni în Partidul Național Liberal și în care vor înceta aceste atacuri. Relativ la asumarea Ministerului Finanțelor de către Florin Câțu, nu este o surpriză, deși această situație poate genera anumite suspiciuni. Florin Câțu este ministru de finanțe de când s-a instaurat guvernul liberal, este un om care cunoaște foarte bine atât zona Ministerului Finanțelor, cât și Partidul Național Liberal și din punctul ăsta de vedere, Florin Câțu are 45 de zile la dispoziție, ca respectând dispozițiile statutare, să vină cu o propunere de ministru de finanțe care să fie aprobată de forurile statutare Partidului Național Liberal. Unii întreabă de ce nu s-a întâmplat mai repede. Nu s-a întâmplat mai repede pentru că
fotografia de moment a Partidului Național Liberal va fi după 10 august. Deci după 10 august se va vedea cu certitudine care este nou raport de forțe în Partidul Național Liberal și este momentul în care primul ministru poate veni cu o propunere de candidat pentru funcția de ministru de finanțe, care să obțină sprijinul acelor membri ai biroului executiv și biroului politic național care au legitimitate, care au fost aleși de dată recentă și care pot să angajeze într-o manieră cât se poate de coerentă și de reprezentativă voința membrilor Partidului Național Liberal. Doamne Fenechiu, nu s-a găsit un lider în care domnul Câțu să aibă încredere să-l numească la Ministerul de Finanțe, de a trebuit să fie, pentru că s-ar putea să fie vorba despre un conflict de interese, având în vedere că domnul Câțu se află în campanie electorală și are și acces la bugetul țării fără niciun fel de filtru. Dacă era acolo un alt ministru, mă rog, nu era atât de flagrant totul, dar așa oricine se poate gândi că se poate folosi de bugetul țării pentru a-și face campanie electorală pe persoană fizică, ceea ce este evident nu e în regulă. Deci nu se putea găsi un alt lider, asta era întrebarea. Păi sunt două răspunsuri care trebuie să vi le dau. Ba da, putea exista un alt lider. Însă pentru a propune un nou lider trebuie să obții statutar. Deci în primul rând trebuie să-l demiți pe ministrul titular și să obții sprijinul organelor statutare pentru nominalizare. Ori în actuala conjunctură, care, repet, este actualul birou politic, este format din președinții vechi, reprezintă poza din 2017. Ori Florin Câțu își dorește ca toate aceste lucruri să fie validate de către acei membri ai biroului care sunt aleși recent și care au legitimitate. Deci ăsta este motivul pentru care cred că și spiritul legii, care spune că în 45 de zile trebuie să vii cu propunerea de nou ministru, putând asigura 45 de interimatul. Deci asta este filozofia, să ai timpul să obții toate, să faci toate procedurile statutare. Pe de altă parte, în ceea ce privește posibilul conflict de interese, eu vă întreb, credeți dumneavoastră că lucrurile ar sta altfel în ipoteza în care Florin Câțu ar numi un om fidel la Ministerul de Finanțe? Care ar fi diferența? Că s-ar salva o aparentă? Eu am convingerea că Florin Câțu va administra corect bugetul României ca ministru de finanțe, a făcut-o în guvernul Orban, iar Ludovic Orban a declarat că a fost cel mai bun ministru de finanțe, care niciodată nu a spus că nu se poate și a găsit întotdeauna soluții pentru politicile pe care Ludovic Orban și le-a dorit. Deci Orban însuși l-a recomandat pe Câțu ca fiind un foarte bun ministru de finanțe. Pe de altă parte, eu am convingerea că Florin Câțu nu va utiliza bugetul ca să obține susținere, întrucât deja trendul în Partidul Național Liberal este cunoscut și eu cred că oamenii, în general, nu pot fi cumpărați cu anumite alocări bugetare sau promisiuni bugetare. Da, sună bine așa în teorie, domnule Fenechiu. Îl salut și pe domnul Marius Pieleanu, sociolog. Bună seara, domnule Pieleanu. Salut pe domnul Fenechiu. Discutăm aici despre un posibil conflict de interese, având în vedere că domnul Câțu e ministru de finanțe acum, peste bugetul țării, în plină campanie electorală și ne gândeam noi că ar putea să folosească bugetul țării și în scop personal. Vi se pare și noastră un conflict aici? Bun, sigur că un conflict cu caracter juridic nu poate fi vorba, nu cred că e legislație în sensul ăsta. În mod evident însă că oarecare bănuială cu caracter moral putem avea asupra acestui lucru, fiindcă poate că era mult mai bine dacă domnul Câțu se hotăra să își reorganizeze propriul guvern după luna septembrie și după ce înregistra o victorie în fața domnului Ludovic Orban. Așa, uitându-ne la toate obiceiurile proaste ale politicienilor din România, mai degrabă eu, cel puțin, cred că gestul domniei sale a fost unul tocmai pentru a-i ușura posibilitatea de a aloca resurse suficiente financiare consiliilor județene încă nehotărâte, PNL, și mai ales primăriilor și primarilor PNL. Dacă n-ar face o asta, așa cum spunea domnul Fenechiu, că nu crede că din acest motiv a fost schimbat domnul Nazare, atunci domnul Câțu nu e politician.
Adică e și mai rău. Poate e un politician de tip nou, domnule Pieleanu, care nu folosește metodele vechi. Eu nu cred în politicienii de tip nou. Lăsați-mă să cred că un politician este un politician cu toate bunele și rele, indiferent de epocă. Eu am sintetizat această chestiune și la dumneavoastră în televiziune și zilele trecute la Silviu Mănăstire, unde a spus același lucru. Este evident pentru toată lumea care se uită cu atenție la scena politică că lui Nazare nu a avut o cauză cu caracter strict profesional. Brusc, peste noapte, am aflat că domnul Câțu era complet nemulțumit că nu mai vorbea de două luni de zile cu domnul Nazare. De altfel, domnul Nazare a lăsat să se înțeleagă în ieșirile domniei sale de după demitere că nu profesionalismul domniei sale a fost cauza demiterii, ci factor cu caracter politic și de înțelegere electorale, ca să spun așa. Mai este ceva pe care n-am spus-o și mă bucur că am ocazia să o spun acum, mult mai grav. Mă tem însă că domnul Florin Câțu folosește această instituție care guvernul României, o putem gândi și ca o instituție, nu numai în folos personal, dar o conduce într-o manieră de tip corporatist. Un guvern, oamenii dintr-un guvern ai unei țări nu se demit peste noapte dintr-un simplu moft al premierului. Trebuie comunicat public motivele care au stat la baza demiterei unui ministru, cu atât mai mult cu cât este vorba de cel mai important minister al unui guvern. Ministerul Finanțelor, adică cei care... Să înțelegem, domnule Pieleanu, că a apărut o urgență peste noapte și atunci a dat seama că nu are cum să treacă peste Nazare? Nu aș putea spune că a apărut o urgență peste noapte. Ar trebui mai degrabă domnului Câțu acest defect, adică caracterul intempestiv oarecum. Nu e un secret că în lumea bună a Bucureștilor, lumea informată despre politicieni, se vorbește despre domnul Câțu că are un uriaș defect. Seara consumă o bere prietenească cu prietenii și a doua zi de dimineață când se duc la serviciu, dacă îi sunt angajați, subordonați, îi demite. E un obicei de pe vremea când lucra la bancă. Așa vorbește lumea, nu bag mâna în foc. Aceste obișnuințe, obiceiuri, nu le transfer și când e șeful guvernului. Guvernul nu este o corporație, cu atât mai puțin o bancă. Înseamnă că altcineva ia aceste decizii. După ce termină berea domnul Câțu cu prietenii, îl sună cineva acasă și dă ordinul să demită persoana X. Asta ar putea fi o explicație. E posibil, nu aș putea spune că într-adevăr aveți într-o totul dreptate, dar varianta asta e posibilă. Povestea cu berea este una reală, să știți, nu e o metaforă. Revenind, nu m-a căzut bine nici pentru Partidul Național Liberal, cu atât mai puțin pentru țară, doamnă, fiindcă eu chiar am întrebat public, domnul Câțu mai are timp să meargă și în Palatul Victoriei? Adică își mai exercită această atribuție importantă și onorantă pentru orice cetățean român, acea de prim-ministru? Toate ieșirile sale publice, toate știrile din mass media scrise sau nescrise, ca să zic așa, sunt cu domnia sa în campanie electorală. Nu mi este într-o conferință de presă la guvern să-mi spună ce măsuri de pildă a luat pentru a preveni noul val de pandemie care se pare că este inevitabil, iminent, din toamnă. Lucrul ăsta mă interesează ca cetățean mult mai mult în mod clar decât cine va câștiga sau care va fi numele viitorului președinte al PNL-ului, care ca orice partid politic, fiindcă nu e un partid autoritarist, totalitar, este efemer la guvernare. Ca și altele, numai PNL-ul. Da. Dar ce vom face noi în fața pandemiei, de pildă? Sau de unde vor veni cele 3,8 miliarde promise de domnul președinte pentru alfabetizarea copiilor din zonele rurale? Poate ne spune domnia sa. Sau cum se va face alfabetizarea României? Astea sunt lucruri importante și care țin de dezvoltarea țării. Îmi pare rău, nu avem răspunsuri la ele. Domnule Fenechiu, se îmbată cu apă rece domnul Câțu, se culcă pe ureche pentru că sunt prognozele Comisiei Europene cum că vom avea o creștere economică de 7,4, așa că nu mai e nimic de făcut la guvern. Trebuie doar să așteptăm să avem creștere economică și cu asta basta. Noi ne ocupăm de cu totul altceva.
Sunt niște întrebări pertinente pe care acum, le-a pus și domnul Pielenu. Domnul Pielenu vorbește cu lejeritatea unei persoane neimplicată politic, care are niște informații din sondajele pe care domnia sa le face, și fără discuții eu îi respect inclusiv licențele pe care le folosește în aceste emisiuni la care domnia sa participă, și foarte bine că participă și că le exprimă. Ce vreau să spun însă sunt câteva lucruri. Unu, cred că domnul Câțu nu bea mai multă bere decât alți oameni politici. Nu știu dacă bea în fiecare seară o bere. Știu însă că orice om sănătos la cap poate să bea o bere fără ca berea respectivă să-i afecteze decizia, iar ideea de a... Nu, Daniel, crede-mă, nu despre bere era vorba, putea despre să fie caracter. Și Coca-Cola și Pepsi și ce vrei, nu despre alcool e vorba aici. Am înțeles fără discuție și tocmai asta spun. Și despre prietenie e vorba de fapt. Asta e o chestiune care cred eu că este din zona discuției politice. În legătură cu cele 3,7 miliarde pentru alfabetizarea pe care vorbește președintele Iohannis, cred că toată lumea știe că lucrurile astea au fost discutate de domnul Câțu cu domnul Iohannis, parteneriatul dintre cei doi, fiindcât se poate de evident. Și sunt convins că domnul Câțu va arăta public care e sursa venitului și domnul președinte va beneficia de această finanțare de la guvernul Câțu. Relativ la pandemie, Ministerul Sănătății și oamenii care spun de problema asta lucrează. Nu Florin Câțu trebuie să stabilească măsurile pentru pandemie. Florin Câțu trebuie să le adopte după ce îi sunt prezentate. Iar problemele României sunt tratate cu responsabilitate, fără să intrăm într-o ipocrizie în care să ne facem că uităm că lupta din PNL vizează și viitorul guvernării, și fără să uităm că pentru ca Florin Câțu să rămână prim-ministru și să poată să aplice politicile liberale pe care le promovează, trebuie să câștige și alegerile la nivel de PNL. Cred că orice român știe că Florin Câțu, pentru a-și continua mandatul și pentru a aplica politicile care vorbește, trebuie să câștige lupta în PNL. E o luptă importantă, atât pentru PNL cât și pentru țară, iar faptul că anumite persoane spun că nu ne interesează ce este în PNL, este o simplă ipocrizie. Pentru că una peste alta, Florin Câțu conduce un guvern politic, faptul că l-a demis pe Alex Nazare, care e prietenul meu și îmi pare rău pentru această demitere, e o decizie care să circumscrie idei de guvern politic, în care toți miniștrii trebuie să rezoneze cu varianta și cu opiniile de guvernare ale primului ministru, că nu e un guvern care este creat pe sistemul propuneri venite de nu știu unde. Și este un guvern asumat de Florin Câțu. El răspunde fața Parlamentului în principal și da, fața Partidului Național Liberal. Domnul Tenechiu, pentru... da. Voiam să vă întreb de ce e nevoie ca domnul Câțu să fie președintele PNL. Este sabotat de către Ludovic Orban în Parlament sau de la nivelul conducerii partidului? Știți foarte bine că în momentul în care Florin Câțu s-a înscris în lupta pentru președinția PNL, președintele partidului a spus cine câștigă ea totul. Dacă Câțu câștigă președinția PNL-ului, rămâne prim-ministru, dacă pierde, pleacă acasă și președintele partidului preia guvernarea. Deci, din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt așa cum orice om care știe politică înțelege, este o luptă politică în care învingătorul ia totul. Așa se întâmplă în politică, nu pentru că vrea Câțu sau pentru că vrea altcineva. Sunt niște reguli care au fost statuate, stau la baza luptei politice, e și motivul pentru care lupta este mult mai tensionată decât în alte situații. Niciodată în Partidul Național Liberal nu a existat o luptă atât de fierbinte și cu temperaturi atât de înalte și cu depășire al roșii, cum este lupta de astăzi. Mulțumesc. Nu știu mulțumesc. Dacă este bine sau dacă este rău, dar asta este. Mulțumesc foarte mult, domnule Fenechiu, mulțumesc foarte mult, domnule Pielenu, pentru această intervenție. Vorbim în continuare cu doamna Alina Mungiu Pipidi, politolog, tot despre acest conflict din PNL și ce are de câștigat România, pentru că până la urmă despre asta este vorba. Bună seara, doamna Pipidi. Doamna Pipidi, dacă ne auziți, sunteți în direct. Bună seara. Da, imediat o să refacem această legătură telefonică directă. Am anunțat-o de la început pe doamna Alina Mungiu Pipidi pentru a analiza acest conflict major din PNL, mai ales că urmează o perioadă în care cei doi se vor răfui în continuare până la congresul din septembrie. Este vorba despre
foarte mulți bani la mijloc. Vrem să aflăm, de fapt, care sunt centrii de putere din PNL, cine se află în spatele lui Florin Câțu, pentru că de-a lungul timpului am discutat despre personaje puternice aflate în umbră. Bună seara, doamna Pipidi, dacă ne auziți. Bună seara, doamna Pipidi. Bună seara, bună seara. Sper că în sfârșit ne auzim. Da, vorbeam despre situația din PNL. Cum apreciați toată această bătălie pentru putere între cei doi lideri, Florin Câțu și Ludovic Orban? Eu trebuie să recunosc că m-am înșelat dramatic în ce-l privește pe Florin Câțu, pe care am crezut că e un ideolog care a venit la guvernare ca să respecte austeritatea, că principala lui țintă este echilibrul bugetar, pentru că așa îl știam de multă vreme și așa erau și declarațiile lui. În realitate, ce s-a întâmplat este că el a intrat extraordinar de repede în rolul șefului de partid, adică al celui care are nevoie să aibă completă discreție asupra resurselor bugetare ca să-și consolideze sprijinul politic. Asta tradițional e la rolul lui Ludovic Orban în PNL, dar iată că rolul îi revine lui Florin Câțu și înțeleg că ministrul de finanțe, ca toți miniștrii de finanțe care încearcă să țină o disciplină fiscală și nu pot să dea fiecărui primar ce trebuie, este cel care a trebuit înlăturat pentru ca să poată fi folosit încă o dată, nu știu câta oară, practic, bugetul țării în scopuri politice, nu în scopurile din programul de guvernare. Să discutăm puțin, Pipidi, despre rolul președintelui Klaus Iohannis, pentru că a făcut o declarație foarte interesantă. A spus că are sprijinul partidului, domnul Câțu, pentru această remaniere și eventual pentru alte remanieri, dacă consideră că echipa trebuie împrospătată. Pe de altă parte, Ludovic Orban s-a declarat nemulțumit pentru această remaniere. Până la urmă, cine ia deciziile la PNL? Domnul Orban, care până una alta e președintele PNL, sau domnul Iohannis? Este evident că deciziile ia Klaus Iohannis și este evident că Klaus Iohannis a încercat să aibă controlul total asupra PNL încă de la precedentele alegeri din PNL, dar nu a mers. Pe urmă a încercat după alegerile legislative pierdute de PNL, dar nici atunci nu a mers, că Ludovic Orban a reușit să se salveze temporar. Și încearcă acum din nou prin domnul Câțu, care este un interpus. Eu am mai spus că acest lucru este curat neconstituțional, dar nu este prima oară când se întâmplă. Întotdeauna la noi, în momentul în care la Cotroceni ajunge cineva dintr-un partid, acela încearcă nu să se rupă de partid, cum spune Constituția, ci să-l controleze, luptându-se cu cine rămâne șeful vremelnic al partidului. Deci Câțu este numai o treaptă ca să fie dat Orban jos și să existe un control total asupra acestui partid și să existe guvernul meu, ca și cum România ar fi într-adevăr o republică prezidențială. Numai că România nu e o republică prezidențială constituțională. Dar guvernul cu Ludovic Orban nu ar putea să fie guvernul meu? După părerea mea, nu. Acest lucru a mai fost încercat. În fond, același lucru se punea problema și sub Băsescu, nu? De ce PDL la guvernare nu era total loial lui Băsescu și de ce Băsescu a folosit pe Elena Udrea ca să înlăture tripleta BVB pe Blaga, Videanu și Berceanu? Nu e chiar așa ușor să controlezi un partid 100%. După părerea mea, Partidul Național Liberal mai are urme de autonomie. Există o varietate de interese acolo și nu poate fi condus așa ierarhic, cum nici nu e normal să fie condus. Dar cam asta se încearcă de fiecare dată. Deci suntem la a treia încercare prezidențială și Iliescu a încercat cu Năstase și Băsescu a încercat să supună partidul și acum îl vedem pe Iohannis făcând același lucru. Dar e singurul care se află în spatele lui Florin Câțu, pentru că de-a lungul timpului am discutat de tot felul de personaje puternice, de exemplu la Ponta l-avea pe Ghiță în spate, la Dăncilă pe domnul Dragnea și așa mai departe. Acum, cine e în spate? Doar Iohannis sau mai sunt și grupări din acestea de interese, servicii secrete? Citeam astăzi o analiză că domnul Lucian Isar, de pildă, soțul Alinei Gorghiu, este foarte apropiat așa de domnul Câțu și chiar stă la propriu cu picioarele pe biroul premierului. Ăsta e centru de putere acolo?
Deci, asta este o chestie mai complicată. Domnul Isar a încercat să aibă o poziție mai în față, el fiind un om competent. Și din câte îmi amintesc eu, la momentul respectiv, președintele Iohannis s-a opus. Deci, nu cred că există o simpatie chiar atât de mare față de aceste persoane. E vorba că există un număr de lucruri care sunt urmărite și acest număr de lucruri nu corespund în totalitate cu ce vrea fiecare persoană din PNL. Realmente este o luptă pentru controlul partidului. Dacă serviciile sunt într-o singură parte sau sunt în mai multe părți, eu sunt convinsă că în România toți politicienii încearcă să se pună bine cu serviciile, din toate părțile. Dar este evident că șeful ierarhic și suprem și care are mai mare greutate nu este la Cotroceni și deci tabăra care este selectată la Cotroceni ca fiind tabăra câștigătoare e tabăra care are șanse mai multe, dar noi nu vorbim aici de un singur serviciu, noi vorbim aici de un fel de arhipelag de interese și de grupuri în care fiecare are campionii săi pe care i-a pregătit în vreme. Mie da. Un singur lucru mi s-a părut totuși clar în toată această poveste, mi s-a părut foarte clar că este un enorm risc ca finanțele care și așa sunt într-o situație cu totul și cu totul precară, să fie iarăși folosite clientelar, cum tot timpul țipa lumea că face Dragnea, că își cumpără partidul numind zeci de mii de secretari de stat și făcând PNDL-uri să dea la toată lumea bani, mie mi se pare cam acesta e și riscul, că nu poți să dai afară pe un ministru de finanțe fără să ai nici cel mai mic reproș să-i aduci. Acest lucru creează un precedent în care guvernarea e irațională și nu e un semnal potrivit pentru nimeni, mai ales nu pentru un guvern meritocratic, nu? Deci se pare că e o capcană în care cad toți liderii politici sau toți cei care ajung în funcții din acestea importante, poate ar trebui reglementat astfel încât un premier sau un ministru de finanțe sau de orice altceva ar trebui să aibă această interdicție de a intra în campanie electorală și de a folosi resursele la care are acces prin prisma funcției în campania pe persoană fizică. Nu știu cum funcționează lucrul acesta în alte state. Apelez la experiența dumneavoastră, dacă aveți în informații. Alte state există cu totul și cu totul alt echilibru. Deci în România noi să nu uităm că îți poți permite să faci absolut orice, pentru că nu există nicio cenzură a opiniei publice. În România, lumea realmente consideră, inclusiv electoratul, așa zis, mai educat de dreapta, lumea consideră că opoziția ar trebui să nu mai vină la Parlament, să nu mai calce pe acolo. Și, în general, dacă s-ar putea să dea ordonanțe de urgență. Noi, ci că am adus acest guvern în urma unor mari manifestații civice, care, între altele, se plângeau că se dau ordonanțe de urgență. Acum se dau ordonanțe de urgență pe bandă rulantă și dacă mâine Parlamentul s-ar închide și ar rămâne Florin Câțu sau Klaus Iohannis să dea ordonanțe de urgență sau decrete, cred că în afară de 3 ONG și n-a ieșit nimeni în stradă din marea trupă de reziști. Deci de asta se poate întâmpla așa ceva. Deci dacă există o opinie publică care consideră că opoziția e irelevantă, că avocatul poporului îl poți da afară oricând, indiferent cine e el, dar fără, cu temei sau fără temei neconstituțional, că principalul defect al Curții Constituționale este că nu votează totdeauna cu cei de la putere, uneori votează cu aia de la putere, dar nu totdeauna. Și atunci principalul proiect politic, există acest grup foarte, foarte radical, care agită lumea pe Facebook și care este destul de apropiat de unele servicii secrete, care spun, ok, întâi scăpăm de Renate Weber, pe urmă închidem Curtea Constituțională, și în general ne profilăm nu ca și cum am fi o democrație în care din prostie la un moment dat și opoziția aia, oricât de proastă ar fi, poate să zică ceva folositor, poate să aducă un amendament pe care se merită să fie considerare. Că ăsta e avantajul democrației, ai mai multe păreri, stai puțin și consulți pe cele și pe celelalte. Dar, doamna Lipidi, vedem că din potrivă, noi vedem că nici în interiorul PNL nu mai există mai multe păreri, ci să ajunge așa la un fel de dictatură. Dincolo de dictatura asta și de scandalul ăsta continuu, ce rămâne? Adică vedeți niște reforme, se mișcă ceva în administrație, în sănătate, în educație. Astăzi s-au dat rezultatele la bacalaureat și e dezastru. Vorbeam mai devreme despre 95% din notele reevaluate prin intermediul după contestații că sunt greșite. Deci e dezastru peste tot. Ce reforme fac până la urmă? Vorbeam mai devreme despre campania de vaccinare, care e un eșec. Vine valul 4, înțelegem, de la toamnă. Se mai ocupă cineva de guvernare, efectiv?
Păi aici este partea foarte penibilă a întregii povești și aici totuși Klaus Iohannis are o mare parte de vină, pentru că el a fost perfect conștient de importanța vaccinării, da? Vezi că vaccinarea este un eșec. Da? Și cu toate astea, Câțu, premierul care a organizat toate astea, e un erou, îl promovăm. Ne-ați văzut ce, cum să spun, deci eu n-am văzut nimic mai penibil decât campania pro-vaccinare, în care niște ilustri necunoscuți din guvernul Câțu lasă că sunt nepopulari, dar nici măcar nu sunt cunoscuți, nu știe nimeni cine sunt. Vezi un oarecare care arată prost, care apare la televizor și care spune eu m-am vaccinat, vaccinați-vă și voi. Cel mai îngrozitor clip pe care l-am văzut e ăla cu ministrul de interne. Am aflat din clip că ăla e ministrul de interne. Înconjurat de niște oameni de la poliția de frontieră, cărora le erau filmate armele automate în prim plan într-un clip care te îndemna la vaccinare. Cu toate astea, nimeni nu pare să dea niciun fel de socoteală, nu e niciun fel de opinie critică, cum ar putea fi între colegi, în interiorul coaliției, în interiorul partidului, să spună cineva, băi, stai puțin, că de fapt noi comunicăm groaznic. Lumea nu se vaccinează și din cauza că n-am reușit să găsim 5 persoane credibile, nu noi, că doar nu suntem în campanie electorală tot timpul, nu? Să iasă cât o să-ți spună să te vaccinezi. Și 5 oameni pe care lumea îi place, uite, un sportiv, să vină Simona Halep să spună vaccinați-vă, deci să putem face rezultate mai bune. Deci în loc să ne concentrăm să rezolvăm problemele astea, singurul lucru pe care l-am văzut că a încercat să-l facă președintele este ăsta cu România educată. Da. Eu nu sunt așa de criticat. Avem și imaginile, doamna Pipidi, nu știu dacă ne și vedeți. Avem imaginile astea despre care comentați mai devreme cu băieții, da, cu armele automate. Exact. Uitați-vă puțin la imaginea asta. Este Republica Bananieră, cum se cheamă, toamna patriarhului de Marcheș, la afară de faptul că te îndrept și cine-i birocratul ăsta, cine-i papagalul ăsta care l-a pus. Eu în ultimul rând am aflat cine este, că a zis sunt XY, i-am uitat numele între timp, ministrul de interne. Păi, se poate, cine a făcut asta? Deci dacă luau pe polițistul ăla din Brașov, i-am uitat numele, e un polițist care e popular pe Facebook, Godine sau așa ceva, băi, lasă convins că era stare să fac o campanie de vaccinare mult mai bună decât de ce fac ei, da? Deci oamenii ăștia nu sunt normali, sunt niște mai rău decât niște amatori, dar niște amatori cu fantezii de putere și care le place să filmeze pe ei înșiși. Ce să o filmeze pe Simona Halep să zică vaccinați-vă? Ei să fie în față. Și acum au ajuns să se și lupte într-un fel în care și ei vor avea de pierdut. Da, dar vedeți, rezultatul este că ați aflat și dumneavoastră cine e personajul principal din acest clip. Și da, o să fie, ăsta nu o să mai fie ministrul de interne până să-i învăț eu numele, ca să zic așa. Problema este că s-a creat în acest moment o cultură în care pui niște nei ca nimeni pentru 5-6 luni. Că de fapt sunt niște interpuși, nu? Orice om este bun acolo ca să execute ordinele sau ca să ia comisioanele. Nu contează cum îl cheamă. Ei sunt o mare armată anonimă. Nu are importanță. Cade unul, e pus altul. Sunt mulți care vor să ia locul, că le ajunge are 6 luni ca să-și facă o viață. Doamna Pipidi, haideți să vorbim puțin și despre România educată, care a revenit la viață, să spunem așa, după 6 ani, în condițiile în care astăzi au venit rezultatele la bacalaureat și vă spuneam că sunt foarte multe note greșite. E nevoie de proiectul ăsta? De ce acum? După 6 ani, nu trebuia implementat până acum? Doamna Pipidi. Da, deci situația e mai complicată, după părerea mea, decât pare. Adică, n-avea cine să implementeze proiectul ăsta până în prezent, nu? Pentru că o majoritate clară nu există decât de la precedentele alegeri, adică din noiembrie. Să spunem că e o majoritate care ar putea să implementeze acest proiect prezidențial. În plus, proiectul ăsta prezidențial, deși are niște noutăți, nu este un proiect a cărei concretețe să fie foarte avansată. Ce înseamnă asta? Nu s-a făcut deja un pachet de legi. De-abia acum înțeleg că începe să se lucreze la niște legi. S-au pus împreună niște idei și înțeleg că marele merit al proiectului este că s-au consultat ideile astea cu mii de persoane, astfel încât să nu fie un proiect impus unilateral, ceea ce se reproșa lui Daniel Funeriu. Că o fi avut el idei bune, dar nu se consulta cu nimeni și de-aia ideile n-au fost niciodată puse în practică. Ok, acum s-au consultat, au luat ani de zile, au vorbit cu toată lumea și așa mai departe.
Însă n-au lucrat prea bine la partea legislativă, adică în decembrie când au ajuns la guvernare, trebuia să vină dintr-o dată și cu toate legile. În loc de asta, abia de acum încolo înțeleg că ne apucăm de procesul legislativ, abia acum câteva zile au fost strânși membrii coaliției și li s-a cerut sprijin ca să înceapă acest proces legislativ. Acestea fiind zise, sunt câteva lucruri bune în proiect. Da? Deci bacalaureatul care redevine un bacalaureat unitar e un lucru bun. Deja examenele au început să fie mutate, să semene cu testul PISA. Acesta e un lucru bun. Dar în continuare totul stă în detalii și detaliile nu sunt complet precizate. Deci eu nu m-aș alătura celor care fac praf proiectul ăsta, să zic că nu are absolut nicio valoare sau nu aduce nimic nou. Și au și norocul istoric că vor avea bani prin PNRR. Numai să știe ce să facă cu banii aia, că eu nu am văzut foarte clar, de exemplu, cu canalizarea, cu naveta, dacă banii pe abandon școlar chiar sunt alocați pe ce trebuie să rezolvăm cu abandonul școlar. Iar în ce privește chestia cu bacalaureatul pe care ați spus cu atâtea greșeli de corectură, deci nu e în România educată, dar soluția pe care am oferit-o eu de mult e foarte clară, este să facem un test de genul testului SAT american, să corectezi un computer tezele astea. Dar asta înseamnă să renunțăm la aceste subiecte arbitrare pe care, într-adevăr, fiind atât de aiurea subiectele, unui corector îi se pot părea geniale, iar altuia îi se pot părea completate. Asta nu arată decât că subiectele sunt eronate. Și asta a fost totdeauna la noi problemă, cu cei care fac subiecte și cu curriculumul. Dacă o să adoptăm un test grilă, comprehensiv, pe tot, cum se dă testul de intrare la Comisia Europeană sau cum se dă testul pe care sunt fiind la Colegiul Statelor Unite ale Americii, cu acela va corecta computerul și nu o să mai avem 60.000 de recorecturi. 60.000 s-au făcut că au reclamat 60.000. Vă spun că dacă reclamau 100.000, găseau 100.000 care puteau corecta altfel, pentru că baremul e arbitrar, pentru că subiectele sunt stupide. Da. Doamna Pipidi, aș vrea pe final să vorbim puțin și despre alegerile din Republica Moldova, pentru că sunt alegeri parlamentare anticipate și aș vrea să aflu de la dumneavoastră care credeți că va fi până la urmă alegerea moldovenilor, pentru că știm marile probleme din Republica Moldova, corupția, sărăcia și mereu oscilarea asta între Est și Vest. De data asta, care credeți că va fi opțiunea moldovenilor? E foarte complicat, pentru că e mai simplu la prezidențiale. Eu sunt de părere că moldovenii ne-au surprins plăcut, basarabenii ne-au surprins plăcut la prezidențiale de două ori, printr-o mare mobilizare, la care avem și noi o mică participare, că am dat atâtea pașapoarte și am transformat cetățeni europeni pe atâția moldoveni, că încet, încet s-a schimbat echilibrul de putere de acolo. Sigur că la legislative e mai complicat, pentru că sunt o mulțime de partide complicate acolo. Nu e numai alegere clară între două blocuri. Dar cu toate astea eu aș avea încredere că oamenii vor reuși să dea majoritatea care trebuie. Dacă majoritatea asta e suficientă însă să faci reforme, asta e mai greu de spus. Dar cred că și Uniunea Europeană a dat semnale mai clare că îi pasă de Republica Moldova, iar votanții de acolo foarte rațional totdeauna s-au orientat către cine a dat impresia că investește mai mult, Rusia sau Occidentul. Dacă Occidentul nu te vrea, până la urmă te duci spre Rusia, dar dacă Occidentul dă semne clare, cum a dat Uniunea Europeană în ultimii doi ani, că vrea țara asta și România la fel, atunci eu zic să sperăm, pentru că în general ultimele două alegeri au fost peste așteptările noastre. În România e de interes subiectul ăsta, credeți? În România a fost întotdeauna o nișă de oameni care au fost interesați de acest subiect. Din păcate, președintele României nu a fost suficient de interesat. Deci liderii români, în mod normal, trebuiau să se perinde și să facă campanie electorală. Da, ca să zic așa, nu ca în clipul ăla de înainte cu Kalashnikovul, da, că asta ne se reproșează, ci acei lideri carismatici români sau oameni din România, sau lideri de opinie din România, figuri din entertainment. Deci noi ar trebui să fim mult mai implicați în campaniile de acolo. Mi s-a întâmplat să fiu implicat în referendumuri în alte țări din Europa. Referendumul important e pentru Uniunea Europeană în general, da?
E normal să chem oameni din alte țări uneori să facă campanii, să zică uite și cu tare, specialiști din țara cu tare, zice că ar trebui să facem nu știu ce, iar noi nu ne implicăm absolut deloc în alegerile astea din Republica Moldova. Că știți cum e, cu puțin efort și cu puțin transfer de credibilitate ajută, mai iei câteva procente. La ora asta toți ar trebui să îndemnăm să voteze cu ai noștri, da? Da, activitatea e cam scăzută. Pentru că vorbim de o țară în care una dintre marile probleme este corupția, credeți că procesul legislativ va fi unul corect? Adică dacă cei din Republica Moldova vor vota pentru partidele pro-europene, de pildă, ăsta va fi și rezultatul final sau cum vedeți? Mi-e foarte greu să spun. Deci în Republica Moldova în ultimul an s-au luptat precum câinii, s-au luptat pe serviciile secrete, s-au luptat pe instituțiile anticorupție, s-au luptat pe toate curțile. Fiecare a folosit ce instituții au putut. Deci e greu de zis. Au mai fost niște alegeri pe care ar trebui să le câștige. Mi se pare Andrei Năstase și le-a pierdut. Dar cu toate astea, din nou, practic, Uniunea Europeană e foarte interesată de alegerile astea din Moldova. Deci îmi vine greu să cred că se pot fura alegeri chiar așa sub ochii Uniunii Europene, oricât de nereformate sunt curțile astea din Republica Moldova. Da, va fi interesant totuși rezultatul acestor alegeri. Le vom urmări și noi din România. Mulțumesc foarte mult, doamna Pividi, pentru analiza dumneavoastră. Mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Rămâneți cu B1 TV. O seară excelentă!